Compania de apă Buzău, furnizorul de apă din județ, informează abonații cu privire la calculul apei meteorice. Apele meteorice sau pluviale sunt cele care provin din precipitațiile atmosferice, ploi, topirea, zăpezii de pe acoperișuri, terase, platforme industriale și sau curți interioare. Și apar pe factură întrucât sunt preluate de canalizare și urmează aceleași procese de tratare ca și apele uzate, colectare, transport, epurare ape uzate. În calculul acestei sume datorate pentru canalizarea apei meteorice se ține cont de valoarea precipitațiilor pe care ANM ne-o transmite, suprafață de colectare a apei meteorice, coeficientul de scurgere, precum și tariful pentru canalizare. Lunar primim de la Autoritatea Națională de Meteorologie cantitatea de precipitații căzute pe unitatea de suprafață. Valoarea aceasta este folosită pentru a calcula suma ce apare pe factura de apă. Reamintim că apa meteorică este calculată pe luna anterioară emiterii facturii. Suprafața de colectare este cea declarată în contract de către utilizator și reprezintă acoperișuri, alei, zone pavate de pe care apa de ploaie se scurge în canalizare. Suprafața poate fi modificată la solicitarea utilizatorului prin act adițional la contract, informează compania de apă. Pentru calculul facturii pentru apa meteorică, compania de apă atrage atenția cu privire la anumiți factori care trebuie calculați. Cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua de canalizare se determină prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică comunicată de ANM pentru luna anterioară prestării serviciului de evacuare apă meteorică, cu suprafețele totale declarate de fiecare utilizator și cu coeficientul de scurgere de 0,70 pentru persoane juridice și pentru persoane fizice, subliniază operatorul de apă. Potrivit companiei, în luna iunie, la nivelul municipiului Buzău, cantitatea de precipitații comunicată de ANM a fost de 20,4 litri pe metru pătrat, respectiv 59,2 litri pe metru pătrat la Râmnicu Sărat.